14 iulie 2010, Magdalena Mircea, cunoscută publicului drept Mădălina Manole, a fost găsită decedată de către soțul ei, Petru Mircea, în locuința lor de pe strada Griviței din Otopeni. INML a stabilit că Mădălina s-a sinucis prin ingerarea unui pesticid foarte toxic numit carbofuran, cunoscut sub numele de furadan, și că decesul a survenit în câteva minute. Incidentul s-a petrecut la câteva ore după ce artista a părăsit un studio unde a efectuat o repetiție muzicală și după ce a trimis un mesaj de adio prin SMS. Tragedia s-a petrecut chiar în ziua în care Mădălina a împlinit 43 de ani. Mădălina Manole suferea de depresie după nașterea băiatului ei și în 2010 a avut 3 tentative eșuate de suicid, sau cel puțin asta spune Petru Mircea. Totuși, familia nu a crezut niciodată că Mădălina a fost capabilă să facă un asemenea gest. Și de aici s-au născut nenumărate controverse și teorii ale conspirației. Marian Manole, fratele Mădălinei, susține că acțiunile Mădălinei din orele de dinaintea tragediei contrazic varianta suicidului. Citez: pe 13 iulie, cu o zi înainte, Mădălina a vorbit cu noi, familia, de câteva ori, cu mama, cu tata, cu mine și cu fiul meu, la diferite intervale orare. Ne invita la Otopeni a doua zi de ziua ei și ne spunea să fim prezenți neapărat după amiază și pentru că trebuie să ne spună ceva important. Lui Mihai, băiatul meu, i-a spus la telefon când eram în parc la joacă împreună. Și cu tata a vorbit pe 13 iulie după amiază. Lui Mihăiță, fiul meu, i-a promis că în august mergem la mare la Bulgari cu cel mic, cu toții. Nu cred și n-am să cred niciodată că după ce am vorbit cu ea la telefon și am făcut planuri de vacanță, iar ea ne-a invitat de ziua ei, noaptea a înnebunit și și-a luat viața. Nu are nicio logică. Nu cred că așa procedează un sinucigaș. Cum s-ar spune, ea ne-a amăgit, iar noaptea a comis suicidul. Ca să ce? A mai adăugat Marian Manole. Dar haideți să vedem împreună filmul evenimentelor. Mădălina Manole s-a sinucis chiar de ziua ei, într-o perioadă a vieții în care toată lumea credea că este o femeie împlinită. Relația cu soțul său părea una normală, iar vestea sinuciderii a căzut ca un trăsnet. La moartea mamei sale, fiul ei avea doar un an. Marți, în jurul orei 19, Mădălina Manole a participat la o repetiție cu formația cu care cânta. Toboșarul Ionuț Micu a declarat în cadrul emisiunii Happy Hour de la ProTV că artista a fost mai retrasă ca de obicei. Am văzut-o cam abătută, dar nu a vrut să spună ce are. Nu mai avea aceeași tragere de inimă. A venit mai devreme ca de obicei și a stat retrasă până am început repetițiile, a spus toboșarul Ionuț Micu. La ora 19, Mădălina împreună cu soțul ei au făcut popas aici la studio. A repetat timp de câteva ore, pentru că duminică avea concert la Brăila. Pentru asta și ce repetam, urma și un turneu de promovare pentru nou album. Un pic mai retrasă ca de obicei, dar la fel de plină de viață pe scenă. A cântat cu același drag când își cânta aia piesele, dar era bătută, era tristă. La plecare, spre 10 seara, le-a spus colegilor de trupă la revedere. Simplu, ca și cum a doua zi se întâlneau din nou. Ultimele voastre vorbe cu ea v-au lăsat ceva de înțeles despre ceea ce urma să se întâmple? Absolut deloc. Ne-am salutat, ne-am pupat pe obraz și asta a fost. În jurul orei 22, soțul Mădălinei Manole a luat-o pe aceasta de la studioul de înregistrări din Calea Victoriei numărul 25 și au plecat împreună la cumpărături. Cei doi se pregăteau pentru ziua de naștere a artistei. S-a urcat în mașină cu soțul ei, cu Puiu. A oprit la un supermarket din zona Băneasa pentru câteva cumpărături. Au ajuns acasă în jurul orelor 23. Mai era doar o oră și ar fi fost ziua Mădălinei. Au luat o cină semifestivă, au băut șampanie, după care s-au iubit. În jurul orei 1, soțul artistei a adormit. Nu se știe dacă Mădălina a dormit sau nu vreo clipă. În interior, acel ceva lucra. La ora 2 și 31 de minute era cu siguranță trează. Atunci a scris pe telefonul ei mesajul de adio. Exact ca și cum ar fi fost întoarsă cu cheia, s-a dus și și-a făcut gesturile. Erau segmentate acolo, sedimentate și nimic nu putea să o întoarcă de la direcția respectivă. În jurul orei 5 și 30 de minute,
Petru Mircea s-a trezit, iar când a văzut că soția nu este lângă el, a plecat să o caute. El a găsit-o pe Mădălina Manole pe un hol lângă baie. Avea o lovitură la cap și lângă corp era o sticlă de pesticid și un pahar. Petru Mircea, ulterior anunțării cazului la serviciul unic de urgență, a descoperit pe telefonul mobil al artistei următorul mesaj. Îmi pare rău, dar totul se întâmplă din cauza mea. Vă iubesc pe toți, pe Mircea, pe Petru, pe mama și pe tata. Îmi cer scuze față de toți cei pe care îi rănesc și care știu că mă iubesc foarte mult. Îmi cer scuze de la Puiu. Îmi pare rău, dar nu mai suport fizic. Cei din jurul meu nu au nicio vină. Îmi cer scuze și de la copilul meu, Petru, îngerașul vieții mele, pe care îl iubesc foarte mult. Mesajul a fost dat de pe telefonul ei către ea la ora 2:31 de minute. Mădălina a fost găsită de personalul de la ambulanță într-o baltă de sânge. Citez, Mădălina Manole avea o plagă plesnită la cap, produsă probabil prin cădere, de aproape 1,5 cm, care sângerase mult, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Pielea capului este intens vascularizată și de aceea o lovitură de acest tip a putut provoca o sângerare mai abundentă, au spus sursele citate. Primul echipaj de salvare ajuns la fața locului nu avea decât ambulanțier și asistent, pentru că, se arată în dosar, anunțul la numărul de urgență 112 nu fusese deloc unul alarmant. Părea că unei femei se făcuse rău și avea nevoie de ajutor, dar nu era ceva foarte grav. Așa că un asistent era suficient. La fața locului însă, primul echipaj de salvare a constatat că situația era extrem de gravă. Așa că a chemat în ajutor încă o salvare. De asta dată, mult mai dotată pentru resuscitare și al cărei echipaj avea în componență și un medic. Din păcate, și acest al doilea echipaj, după manevre de resuscitare, nu a putut decât să constate decesul. Potrivit unui comunicat remis de parchetul Capitalei, în cuprinsul rezoluției s-a reținut că, potrivit raportului de autopsie întocmit de Serviciul de Medicină Legală Ilfov, moartea numitei Mircea Magdalena Anca a fost violentă. Ea s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute consecutivă intoxicației cu carbofuran. Calea de pătrundere a toxicului a fost digestivă, adică orală. Totodată, raportul de autopsie arată că s-a constatat o leziune traumatică, plagă contuză parietală stângă cu infiltrat sanguin epicranian subiacent, care cel mai probabil s-a produs prin lovire de plan dur în cadrul stării de rău care a premers decesului, dar nu are legătură cu mecanismul de producere al morții și pentru care susnumita ar fi necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare în caz de supraviețuire, se mai arată în rezoluția citată. De asemenea, raportul de expertiză întocmit de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR a arătat că flaconul plastic cu inscripția pesticide conținea suspensie apoasă de carbofuran, respectiv aproximativ 680 de grame de substanță constituită în majoritate din apă și carbofuran, pesticid carbonic, ca substanță activă. De asemenea, raportul arată că paharul din sticlă conținea pe interior carbofuran, din care s-au colectat 0,449 de grame substanță solidă, constituită în majoritate din substanța activă carbofuran. Totodată, raportul de expertiză a arătat că substanța solidă aflată în flaconul din material plastic cu inscripția pesticide este același cu substanța solidă identificată pe interiorul paharului din sticlă și cu substanța identificată în urmele materiale recoltate de pe forfecuța cu mânere din plastic de culoare roșie și în urmele materiale ridicate de pe cadavru și din apropierea acestuia. Anchetatorii spun că substanța carbofuran este o pulbere de culoare albă, fără miros, foarte puțin solubilă în apă, care se condiționează sub formă de suspensie în apă, la care se adaugă un colorant roz pentru marcare sau atenționare. Pe de altă parte, raportul întocmit de DGPMB, Serviciul Criminalistic, arată că una dintre urmele digitale ridicate de pe flaconul din plastic cu mențiunea pesticide, găsit în apropierea cadavrului, provine de la degetul mijlociu de la mâna dreaptă a cadavrului Mădălinei Manole. Cu privire la celelalte trei urme ridicate, s-a concluzionat că nu conțin suficiente elemente dactiloscopice individuale necesare identificării persoanelor care le-au creat.
În 12 august 2010, legiștii au încheiat analiza toxicologică în cazul Mădălinei Manole și au constatat că artista înghițise furadan. Nu au fost găsite în sânge alcool, barbiturice, droguri sau produse pentru slăbit, potrivit declarațiilor directorului general al INML Mina Minovici, Dan Dermengiu. În urma expertizei toxicologice s-a stabilit că Mădălina a înghițit între 350 și 400 de mililitri de furadan, un pesticid care, indiferent de cantitatea ingerată, produce decesul în câteva minute prin blocarea unei enzime vitale. Artista a turnat substanța din care a băut într-un pahar din plastic conic, ceea ce face mai ușoară deglutiția. Medicii legiști sunt de părere că un mililitru de pesticid furadan ar fi fost suficient să provoace decesul și că Mădălina Manole a înghițit 400 de mililitri pentru a se asigura că nu dă greș. Citez, se poate să fi băut și 400 de mililitri chiar dacă e urât mirositoare, dar mi-e greu să cred acest lucru. O persoană bea mai greu aproape jumătate de litru de lichid dintr-o singură înghițitură, spune pe de altă parte Diana Bulgaru, medic legist. Cei 7 medici legiști care au participat la necropsia artistei nu au niciun fel de suspiciune cu privire la cauza care a produs decesul. Atât legiștii cât și criminaliștii susțin că probele confirmă că decesul s-a produs prin suicid. Furadanul i-a fost procurat Mădălinei de către Adriana Berta Slav, o prietenă de mai bine de 20 de ani a artistei. Potrivit unor surse judiciare, Mădălina Manole i-a cerut Bertei de mai multe ori să-i facă rost de acest insecticid, motivând că are nevoie pentru cultura socrilor la Botoșani. Chiar Mădălina i-a dat prietenei sale numărul de telefon la care putea să comande produsul. Berta Slav l-a procurat de pe internet. Cu o zi și jumătate înainte să moară, artista s-a deplasat până la administrația financiară Ilfov din capitală să ridice flaconul de furadan. Prietena Mădălinei Manole a comunicat anchetatorilor SMS-ul prin care artista îi cerea să o ajute în achiziționarea pesticidului. În 6 septembrie 2010, soțul Mădălinei Manole, Petru Mircea, a dus testamentul sentimental al artistei la parchetul Tribunalului București, iar procurorii au dispus efectuarea unei expertize grafologice a documentului în dosarul privind moartea artistei. În 8 septembrie 2010, Petru Mircea a prezentat în emisiunea Happy Hour de la ProTV varianta integrală a scrisorii lăsate de artistă înainte să se sinucidă, precum și jurnalul acesteia. Conținutul integral al documentului anexat la dosar ca scrisoarea de adio lăsată de Mădălina Manole este următorul. Și curat suflet din lume, puiu al meu, cel mai mare și minunat dar, copilașul nostru. Cei mai buni și sacrificați părinți din lume, frate drag, nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume cu sufletul curat în jurul meu. Nu le merit, nu știu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos. Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte și astea mă fac să mă gândesc că trebuie să mă opresc aici viața mea. Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu, voi toți mă iubiți, mi-ați arătat lucrul ăsta mereu, tot timpul. Și totuși, eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața, așa gândesc eu, așa trebuie. Cum să închei rândurile astea? Cum? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți, dar și la ce să fac să nu mai fiu. Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani, cu mama și tata. Poate mă va ierta mai târziu, când va fi mare. Puiucu meu, ai grijă de tot, atât cât poți. Nu uita de banii de la în cont euro. Și ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc. Am ajuns aici numai din vina mea. Și să-l iubească mult pe puiu, rămâne sufletul meu. Pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui. Nu mă judecați, nu vă judecați, dragii mei părinți și frate. Mergeți înainte. De dragul copilului nostru și de dragul lui Mihăiță vă implor. Vinde tot ce se poate vinde, casă, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic, școli și pentru Mihăiță, Marian, Mihaela. Părinții cântăreței contestă autenticitatea biletului. Petru Mircea respinge acuzațiile socrilor săi, potrivit cărora ar fi falsificat scrisoarea.
Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, susține că a comparat scrisul cu alte notițe pe care le lăsase Mădălina și că ar exista niște diferențe. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus expertizarea grafologică a scrisorii descoperite de soțul artistei la câteva săptămâni după moartea acesteia. Expertiza grafologică a confirmat că scrisoarea a fost scrisă de Mădălina Manole. Pentru comparație au fost avute în vedere mai multe înscrisuri, inclusiv scripte obținute din arhivele Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Otopeni și Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple București. Respectiv, cererea pentru eliberarea actului de identitate completată și semnată de artistă în august 2008 și cererea olografă datată 1 octombrie 2002, prin care aceasta a solicitat eliberarea unui pașaport turistic. Concluziile raportului de constatare tehnico-științifică au fost că scrisul de pe toate documentele avute la dispoziție aparține aceleiași persoane, precum și că biletul nu prezintă modificări și nu a fost realizat prin imitare. Ceea ce nu s-a putut stabili însă este când a fost scrisă scrisoarea, întrucât documentul nu este datat. Potrivit specialiștilor în grafologie care au analizat mesajul de adio lăsat de cântăreață, Mădălina Manole era deprimată din cauza lipsei de succes în plan muzical din ultima perioadă a vieții ei. Astfel, crezând că întreaga sa carieră s-a sfârșit, Mădălina Manole ar fi decis să-și pună capăt zilelor. Citez: pentru subiect nu există decât două propoziții în viață. Ori rămâne acea valoare artistică la nivelul așteptărilor și la nivelul la care s-a obișnuit, ori nu, se arată în raportul anexat la dosarul anchetei. Alte indicii care validează teoria suicidului sunt următoarele. În acea perioadă, soțul cântăreței a găsit și o filmare cu Mădălina Manole în care sunt surprinse imagini dinaintea tragediei. Mădălina s-a filmat singură în oglindă în timp ce le făcea cu mâna celor dragi în semn de adio. Avea ochii triști, plânși și goi. Toate aceste lucruri se întâmplau la sfârșitul lunii mai, mai exact cu 2 luni înainte să aibă loc tragicul eveniment. Imaginile cu artista au fost descoperite în mod întâmplător de către soțul ei, după ce producătorii emisiunii Happy Hour, moderată de Cătălin Măruță, l-au rugat pe bărbat să aducă în platou niște filmări de familie. Te mai dați cu ceva idei? Petru Mircea a declarat că Mădălina Manole mai avusese încă 3 tentative de sinucidere anterioare. 2 dintre ele nu sunt probate de nimic. Se află doar în declarațiile lui Petru Mircea, pentru că nici nu s-a ajuns la spital, nici nu s-a cerut ajutorul cuiva care ar fi putut astfel deveni martor în anchetă. Pentru cea de-a 3-a tentativă însă s-au anexat la dosar probe incontestabile. În 17 iunie, în apropierea zilei de naștere a fiului artistei, cu nicio lună înainte de tragedie, Mădălina Manole a fost internată la Spitalul de Urgență Floreasca după ce a luat cantități însemnate de ibuprofen și paracetamol. La dosar se află și foaia de externare. Medicii au arătat că pacienta a fost internată afirmând ingerarea în urmă cu aproximativ 32 de ore a circa 40 de comprimate de paracetamol și panadol, care conțin ibuprofen. În concluzie, pe 20 ianuarie, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus neînceperea urmăririi penale împotriva vreunei persoane în dosarul privind decesul artistei Mădălina Manole. Citez: prin rezoluția din data de 19 ianuarie a parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracțiunea de omor prevăzută de articolul 174 din Codul Penal, întrucât decesul numitei Magdalena Anca Mircea nu a fost consecința vreunei fapte prevăzute de legea penală, se arată într-un comunicat al parchetului remis la acea dată.
După moartea sa, în 2012, Mădălina Manole primește post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Ploiești de către primarul Andrei Voloșevici. Ce cred eu că s-a întâmplat în acest caz? Eu cred că a fost suicid. Până în acest moment nu a fost prezentată în spațiul public nicio probă, directă sau indirectă, care să contrazică probatoriul solid care demonstrează varianta suicidului. Pe de altă parte, familia Mădălinei și cei care cred în teoria potrivit căreia tragedia ar fi fost, de fapt, o crimă mascată în suicid, îl indică drept unic suspect pe Petru Mircea, soțul Mădălinei Manole. Acum, în anchetarea oricărei crime, peste tot pe planeta Terra, cercul de suspecți se stabilește de către poliție în baza a trei aspecte fundamentale: motiv, mijloc și oportunitate. Concret, poliția stabilește suspecții unei crime dintre persoanele care au avut un motiv să ucidă victima, au avut oportunitatea să ucidă victima și au avut un mijloc prin care să ucidă victima. Ce motiv concret, ce motiv concret a avut Petru Mircea să ucidă pe Mădălina Manole? Concret, ce ar fi avut de câștigat Petru Mircea de pe urma decesului Mădălinei Manole? Ce beneficiu i-a adus moartea Mădălinei Manole lui Petru Mircea? Decesul Mădălinei nu doar că nu i-a adus niciun beneficiu, dar mai mult decât atât, dat fiind faptul că cei doi soți aveau la momentul respectiv un copil în vârstă de un an, decesul Mădălinei l-a pus pe Petru Mircea în situația de a-și crește singur copilul. De ce cred eu că s-a ajuns la suicid? Eu cred că Mădălina Manole nu a putut accepta niciodată faptul că brusc, imediat după Revoluție, muzica ușoară a ieșit complet din preferințele românilor. Ceea ce a tras după sine faptul că toți cântăreții de muzică ușoară, care până la Revoluție erau percepuți de societate drept un soi de semizei, și-au pierdut peste noapte statutul. Pe de o parte, imediat după Revoluție, românii au dezvoltat o aversiune pentru tot ce le amintea de vremea comunismului, iar Mădălina Manole a făcut parte din generația de celebrități etalon în comunism. Pe de altă parte, pe acest fond, curentul pop a explodat după Revoluție, astfel că la scurt timp după evenimentele din 1989, doar nostalgicii, adică un procent infim din populație, mai ascultau muzică ușoară. Astfel că toți exponenții muzicii ușoare, care nu și-au adaptat stilul noilor preferințe, au intrat în anonimat. Și pentru toți, asta a reprezentat un șoc. Este foarte greu, după niște mulți ani de faimă, care implică un stil de viață în consecință, să te readaptezi la viața de om obișnuit. Unii nu pot accepta niciodată această trecere de la statutul de vedetă la cel de simplu cetățean. Mădălina Manole a fost unul dintre acești oameni. Oricât de modest ai fi, este imposibil ca celebritatea să nu ți se urce la cap. Ca să folosesc o terminologie nu tocmai potrivită, dar pe înțelesul tuturor. Și odată ce ți se întipărește în minte convingerea că tu ești altfel decât toată lumea, este foarte greu și, iată, pentru unii imposibil de suportat căderea de la o asemenea înălțime. Mădălina Manole, pe vremea comunismului, se număra printre vedetele deosebit de apreciate. Și să cazi brusc de la o asemenea înălțime? Asta este părerea mea, bazată pe probele din dosar, dar și pe atitudinea, pe discursul și pe starea de spirit pe care Mădălina le etala în ultima vreme în spațiul public. Mădălina Manole este una dintre foarte puținele persoane publice pe care nu le-am întâlnit niciodată personal. Așa încât, judecând strict după aparițiile ei în spațiul public, din punctul meu profan de vedere, Mădălina era fără discuție o persoană tristă, o persoană nemulțumită de interesul scăzut al publicului pentru muzica propusă de ea și o persoană nemulțumită în general cu viața ei din acel moment. Eu cred că pe acest fond de sensibilitate deosebită s-a instalat după nașterea fiului ei și o depresie postnatală. Și asta a fost. Este asta o probă solidă pentru suicid? Categoric nu. Este însă un aspect în acord cu probatoriul solid și concret din dosar. Aștept în comentarii ce credeți voi că s-a întâmplat în acest caz. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkul lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja,
Vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Este deosebit de important să comentați și să vă abonați, pentru că în felul acesta păcălim algoritmul YouTube. Și tot în felul acesta convingeți YouTube-ul, dar mă convingeți și pe mine că vă interesează tipul de conținut pe care eu vi-l propun pe acest cont și în felul acesta mă ajutați să continui. Mulțumesc! La revedere!